mulțumim pentru prezența domnilor voastre aici. În cadrul proaspăt, zilele municipii Voinești, lansarea aici, în prietenă absolută, a Păitul Cristian Taran 2015. Tomurile 5 și 6. Cred că v-ați informat de ce aici a trebuit. Înainte de toate, aș vrea să prezint două, trei pasaje dintr-o scrisoare, letră privée, nu a papului, care nu poate fi publicată, de la celebrul Serge Foșorov, dacă ați auzit, da? Deci, artist și, bineînțeles, mare reprezentant al dadaismului pe plan mondial. Serge Foșorov îmi trimite această scrisoare. Nu pun tot, nici nu-i voi, dar timpul să despreți, nu știu, dar. Dragă Vasile, așa, încă o dată o scrisoare așa, adresată, așa, mie, după localitatea Strasbourg, așa, însosit. Este în franceză lucrare. La Strasbourg va avea loc un deosebit spectacol privind omagirea lui Cristian Taran. Iar Serge Foșorov, sigur, da, el este cel care conduce acest eveniment. Încerc din nou, așa, încerc din nou să vă primit. Informațiile sunt aceleași. Așa. Adică nu i-a venit cum trebuie această scrisoare. Eu conduc o expoziție națională, așa, prima, așa, inserată lui Cristian Taran, poet, critic de artă și colecționar, la Muzeul de Artă Modernă din Strasbourg, începând cu 23 septembrie până în ianuarie 2016. Cu ajutorul a numeroși, ce am spus așa, a numeroase muzee franceze și din întreaga lume și, așa, bineînțeles, în special din România. Noi, așa, noi am adunat aici multe sute de tablouri, desene, gravuri și așa mai departe, fotografii, etc. Așa, documente originale. Aici trec peste un fragment și spune: vă vom vedea la Strasbourg în timpul acestei expoziții? Eu pot să răspund că apropo nu. Înțelegeți, da? Deci mă invită, dar de unde? De acolo, din Franța mai bine. Răspund că nu vreți să publicați răspunsul. Dar eu mă cunosc bine cu el. Vreau să zic, am nevoie să publicați, să dau fotografii răspunsul. Da, n-am văzut. Trimiteți cuponul de pensie. Hai că e bună. Cuponul de pensie, da. Sper așa că am ocazia să am ocazia de a merge la Academia Română, așa, și bineînțeles la București, dar niciodată în nord, la noastră. Dacă, așa, dacă veți veni, înștiințați-vă de venirea noastră. Da, asta spune aici. Da. Am primit iarăși și am primit, nu știu, am primit. De la Mircea Coroșenu. Îl cunoașteți? Da. Cine vrea să prezinte această lucrare? Mircea Coroșenu. Hai! Știți? Da. Întoarce la lume. Așa. Și la sala. Mircea Coroșenu. Scriitorul, mai mult ce pot să spun despre el. Da, dar la ea acasă. Dada, fenomen cultural, literar, artistic, internațional, și-a găsit la Moinești, Bacău, România, locul de naștere al fondatorului, respectiv Cristian Taran, aderenți fideli, în frunte cu oficialitățile și intelectualii de prestigiu ai locului. În primăvara acestui an, în aprilie, da, la Simpozionul Național, organizat tot în Moinești, dedicat patronului mișcării avangardiste dadaiste, lansată în Elveția, la Zurich, în plin război mondial, au participat în jur de 150 de oameni de cultură multinațională. Acum, în septembrie, se lansează alte două volume cu studii, eseuri, memoriale pe aceeași temă, care continuă să anime lumea tuturor muzelor de pe toate continentele Terei. Argentinieni, canadieni, europeni, bucovineni, respectiv tomurile 5 și 6 din 2015. În centrul organizării se află neobositul specialist francofil Vasile Rupciuc și colegii din echipă, mentor al acțiunilor măieștene dedicate dadaismului supraviețuitor față de celelalte avangardiste. Regret că nu voi putea participa la acest moment înălțător în care profesorul român Vasile Rupciuc, fostul meu coleg de studenție de la Iași, naturalizat la Măinești, președinte al Societății Cultural-Literare Tristan Țăra, înființată în noiembrie 1991, va prezenta caietele Tristan Țăra, volumele 5 și 6 din 2015. Felicitări pentru continuarea serialului, pentru imensul efort depus în consens cu sprijinul administrației locale, în frunte cu domnul Viorel Ilie, primarul urbei Măinești, pentru contribuția substanțială adusă istoriei literaturii române universale contemporane. Mulțumesc! Și acolo și rector Academiei de Muzică cu București, dar nu știu, ne-am uitat-o pe acasă, dar când o să o o scurtă prezentare a caietului Tristan Țăra, dacă mi se îngăduie, da? Caietul Tristan Țăra, tomurile 5-6, Măinești, România, 2015. Tomurile 5-6, numărele 18, 23, așa, 60, 65, ale caietului Tristan Țăra adună, ca și celelalte tomuri precedente, contribuții ale specialiștilor reputați referitoare la opera lui Tristan Țăra și avangardele secolului al XX-lea. Concepută și coordonată de noi, așa, această prestigioasă publicație internațională, multilingvă, conține articole, texte redactate în limbile franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, română, menite să arate interesul pe care fenomenul avangardei îl continuă acela de a suscita printre cercetători și creatori din țară, astfel precum Franța, România, Germania, Anglia, Italia, Belgia, Ungaria, Rusia și Oceanul Atlantic, Statele Unite ale Americii și Canada. Trebuie să cităm printre autorii acestei lucrări Henri Léard, profesor la Universitatea 2, numărul 1 pe plan mondial în ceea ce privește avangardistul, marele specialist al țara. Mai departe, Serge Boșurova, am amintit, repet, istoric și critic de art de renume internațional, Michel Sanuier, pentru care vă rog să păstrăm un moment de reculegere a trecută neființă. De ce? În cauză neființă? Pentru că grupul lui a fost ars și aruncat. Așa a fost obiceiul la francezi. Dar o aveți pe prima pagină acolo, vedeți, nu? Vă mulțumim. Am să scriu un cartea de acolo. Michel Sanuier, așa, sau încă cercetătorul japonez Fumi Tsukahara, îl aveți la sfârșitul lucrării, specialist al Tristan Țăra, și elvețianul Peter Caverly, reprezentant de seamă al avangardului contemporane. Trebuie de asemenea să menționăm mare număr de contribuții semnate de profesori și cercetători români ai universităților din București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Timișoara. Marele merit al caietului, după cum spun cei care le-au răsărit deja din țară, din străinătate, pe lângă acela de a îmbogăți și a propaga studiul avangardelor, constă în aceea că mișcarea Dada nu este privită aici ca un muzeu. Cineva vorbea de muzeu, e bine tipul de muzeu de care vă aminteați, ca un muzeu al patrimoniului cultural și literar, ci este interpretată așa, într-o perspectivă actuală, chiar în relație cu marile tendințe estetice ale lumii contemporane. De fapt, întreaga avangardă artistică a secolului al XX-lea se regăsește aici, reprezentată de creatorii săi cei mai importanți în domeniul literaturii, teatrului, artelor clasice și al muzicii. Articolele de o mare diversitate, abordări teoretice, sintetice, analize de texte, pun în lumină specificitatea fenomenului avangardei, universalitatea și avatarul sale. O atenție specială este acordată de noi avangardei românești și locul său în cadrul avangardelor europene. În acest context, aceste volume, adică Tristan Țaran, continuă publicația textelor dataistice și suprarealiste românești, începute deja în tomurile anterioare, pentru a oferi cititorului o dublă cunoaștere a avangardei, prin intermediul exegezei și prin contactul direct cu textul literar. Regăsim aici mai multe texte ale lui Tristan Țaran, Manifestul domnului Antipirin și mai departe, Om aproximativ, Buletin către Francis Picabia și așa mai departe, Arbele Călătorilor, precum și o traducere în engleză, în special al domnului antifilozof. Avangarda românească este încă reprezentată de textele lui Urmuză. Cunoașteți Urmuză, avem acolo să citiți, și e tradus de un mare specialist al limbii franceze. E vorba de cel care trăiește la Timișoara. Vă amintiți de el? Îl aveți acolo. Prietenul nostru și Barbaroasă. Da, așa. Poeme traduse din engleză, Ilariu Ronca, el publică 3 poeme în franceză și 2 texte în proză. Poezia nouă tradusă din românește în franceză. Mai departe. Articolele celor 2 tomuri pe care le aveți în față sunt grupate în mai multe secții, ale căror titluri indică marile direcții ale cercetării. Avangarda și avatarul manifeste data și etapa românească, dataismul, suprarealismul și alte isme, între ghilimele, avangarda și aventurile modernității, propun proximitatea avangardei, sub semnul avangardelor contemporane, producții poetice pentru Căiete Tristan Țaran, spiritul data și teatrul contemporan, avangarda, ecoul său, istoria artelor contemporane, avangarda și universul sonor. La acestea, sigur, se mai adaugă secțiile despre data și în împrejurime și în apropierea Caietului Tristan Țaran. O să găsiți 4 autori care scriu acolo în limba franceză și varia texte, etc. Diverse. Un apendice, trece mai departe. Tomul al 5-lea este consacrat în esență literaturii avangardelor, în timp ce tomul al 6-lea se interesează de manifestările avangardei în celelalte arte. Teatru, muzică, arte plastice, arhitectură. Se remarcă mai întâi, în tomul al 5-lea, articole de istorie literară ce oferă informații adesea inedite în etapele de tranziție, ceea ce numim avangarda istorică, adică data la Paris, lucrarea Marlon Michel Salmier, dataismul parizian, Serge Cochereau, o seară foarte blândă, din munteau. Câteva articole de sinteză au ca obiect relatarea relația între dadaism și suprarealism și alte isme. O pretinsă solidaritate între dada și suprarealism, întoarce revenirea la origini, nostalgia originilor, neo, post, trans, minimalizare, Tristan Țaran. Și, în continuare, mai multe articole care pun în lumină modernitatea dadaismului prin analiza raporturilor sale cu limba scrisă. Tot modernitatea dadaismului este pusă în evidență de universitara franceză Anne-Elisabeth Albert în legătură cu ceea ce se numim cele 25 de poeme ale lui Tristan Tzarac, cu plângerea așa lui Mimesis. Autorul articolului consideră poemele lui Tristan Tzarac ilustrat de Hans Arp ca fiind creuzetul poetic care se inventează, unde se inventează modernitatea prin intermediul unei redefiniri a operei de artă care pun în discuții întregul Mimesis occidental sub forma celor 25 de mici arte poetice care își răspund, se citează, se fac și se desfac cu ușurință. Într-un articol foarte interesant, intitulat Neo-Avangarda, Involuție și Rezidență, un specialist canadian, Santini, se întreabă, în ceea ce privește, asupra statutului avangardei în epoca contemporană. Autorul pune în discuție motivația existenței unei arte care reînnoiește avangarda și o leagă de o epocă ce preferă hibridul și melanjul dintre inovația și de contestația radicală. Fondând analiza sa pe conceptul neo-avangardei, acesta, Santini subliniază importanța unei diferențe esențiale ce se manifestă plecând din anii, începând cu 1950, între avangarda istorică și neo-avangarda. Este vorba de o concepție diferită a vremii, având în vedere că, contrar avangardei istorice, neo-avangarda nu mai are ambiția de a fi un început integral, ci repetă trecutul pentru a actualiza virtualitățile lăsate în suspensie. Totul se petrece ca și cum avangarda istorică n-ar fi epuizat întregile posibilități ale experimentelor sale, lăsând astfel suplimente ale resturilor pentru viitor. În secțiunea consacrată etapei românești a dadaismului, plasată sub dublu semn al izbucnirii și al continuității, se observă amplu articol Experiența poeziei românești în creația lui Tristan Tzarac. Aici, sigur, a contribuit și profesor universitar de la Universitatea din vestul Franței, Vasile Maruțel, cunoașteți, care a plecat acum 35 de ani dincolo. Se mai întoarce o dată. Vara, când e cald, e bine, da? Dar, în fine, lumii, da, așa este, da. Maruță, care descoperă în textele scrise de Tzarac, în franceză, elemente care țin în fondul lingvistic și literar românesc, ceea ce ar dovedi continuitatea oprii sale. În aceeași secție avem ocazia de a descoperi, datorită unor cercetători români de la Iași, creația poetică a unui avangardist românesc. Este vorba de Mihai Dan, cine este de la Iași, cunoaște, și, bineînțeles, Victor Durdea, la Academia din Iași. Și ne apropiem de sfârșit. Varietatea temelor și a orizonturilor culturale abordate în cele două tomuri ale cărei Tristan Tzarac face în asta o publicație a cărei vocație enciclopedică, așa scoate în evidență bogăția și diversitatea perspectivelor și metodelor puse în practică pentru apropierea problematicii avangardelor. Asta cu atât mai mult cu cât numeroase articole contribuie la ilustrarea dimensiunii europene, chiar globale, a curentului artistic și literar inițiată de Tristan Țăranu. Cităm în această ocazie articole despre poetism, varianta cehă a avangardei, și aceasta este Anca Elena Ionescu, care a trimis recent o scrisoare acasă, spunându-ne că la anul face 70 de ani. Dacă pot și eu să trimit așa o scrisoarică care să fie, bine, să inserat într-o lucrare mai mare. Sigur, o să fac dacă este situație. Și clar, deci dumneavoastră, dacă vreți cineva în mod deosebit, vă recomand să scrieți și așa, o să vedeți cine este iar. Ultimul ei dicționar este în 14 volume. Ultimul dicționar, 14 volume. Deci se numește doamna Anca Elena Ionescu. Dadaiștii berlinezi, așa, continuă, dadaiștii berlinezi, Arturo Schwarz, dadaismul în Tirol, Eugen Farkas, profesor la Universitatea din Ungaria, un reper germanic al dadaismului și avangarda rusă, Svetlana Litva, dacă ați auzit, așa, Liga Cotorcea, profesor la Universitatea din Iași, pentru un alt roman, la rus, specialist, influența italiană în cabaretul Voltaire, și acesta este un german, Günter Berghaus. Dânsul este german, dar nu-i place să stea în Germania, ci în Italia. Și acolo, de acolo scrie tot. Günter Berghaus. Tot, da? Dar sunt și români care nu stau în România și foarte bine ați făcut. De asemenea, așa, tomurile 5 și 6, adică aici Tristan Țăranu, fac loc în același titlu, precum tomurile precedente, în bibliografia fundamentală consacrată lui Țăranu, fac loc dadaismul și avangardul artistice ale secolului XX. Și mai am înțeleagă aici. Și gata. Una dintre direcțiile de cercetare cele mai originale ale creierilor, Tristan Țăranu constituie în explorarea universului sonor al avangardei. Aici este vorba de cele trei universități de muzică, Academia de la Cluj, cea de la București, de la Iași și mai e și de la Timișoara. În tomul al 6-lea, secția așa, este consacrată în special, așa, comentariul operelor muzicale compuse plecând de la textele lui Țăranu sau la maniera lui Dada. Astfel, muzicologul Gheorghe Firca, ați auzit de el, da? Mare muzicolog român, Gheorghe Firca, propune o analiză foarte pertinentă a două cicluri de cântece de textele lui Tristan Țăranu, plecând de la cele 7 fragmente ale lui Tristan Țăranu, ale compozitorului Adrian Pop, despre el să știe, și cele 10 șansonuri de Tristan Țăranu, compuse de Adrian Crațu, Dumnezeu să-l ierte. Autorul articolului pune în evidență maniera personală, așa, după care fiecare din cele două, în care fiecare dintre cei doi compozitori români regăsește o anumită epocă și un anumit spațiu, realizând simbioza poeziei dadaiste a muzicii. Alte articole analizează compoziții lui Ulpiu Vlad de la București, Thomas Baimel, germanul, prietenul lui de la București, Sabin Păuța, care nu știți pe fiecare, Gheorghe Firca, Heliot Azoulay, compozitor francez, sau Noua lume sonoră a muzicii electronice. E vorba de Roman Vlad, fiul lui Ulpiu Vlad. În acest context trebuie să semnalăm faptul că noi am avut această idee de a realiza în completarea caietelor un CD cu operele muzicale emblematice ale universului sonor al avangardei. Figurează aici anumite creații de compozitori contemporani români reputați, între care Adrian Popur, Vlad și Amator. Violeta Dinescu, lucrează Germania, Roma, Vlad și alții. Noi vă mulțumim pentru atenție și dacă doriți și altă dată vă mai prezentăm, știu eu, o imagine mai exactă a muzicii avangardiste, cum o face cu plăcere. Da. Deci muzica avangardistă la noi este prima dată reprezentată așa, în aceste caiete Crisanța Arab și într-o lucrare amplă pe care o să o trimite în Franța. Așa zice Sfântul Serge Roșcov. O să doriți să o vedeți? O să doriți o lucrare foarte cerută și interesantă. Deci, în momentul de față, dacă se poate, să mă treacă apă cu noi, propunem celor care vor să-mi prezent și mai apropiat de caiete Crisanța Arab, să spună cum. Obligatoriu trebuie să încep eu, că am fost elevă a domnului profesor și ca profesor de limba franceză, de meserie. Caietele domnului profesor Opciuc nu mai au nevoie de nicio prezentare. Ele se prezintă singure, dacă au cui, bineînțeles. Începând de la coperți, de la prima și până la ultima copertă, conținut, grafică și tot ceea ce ține de artă și de vocația dumnealui de om enciclopedic, așa cum l-am cunoscut și așa cum rămâne în memoria mea. Este un mare câștig pentru cultura română și mai ales pentru orașul nostru. Revenit după 4 decenii în orașul în care am studiat, m-am bucurat foarte mult să mai găsesc o parte dintre profesorii mei, pe care îi respect și în fața cărora mă plec până la genunchi și le-aș săruta mâinile de câte ori îi văd pe stradă și mă rog la Dumnezeu să le dea viață îndelungată, că mulți dintre ei nu mai sunt. Și de câte ori îl văd pe domnul profesor, tot timpul încerc același gând. Dumnezeu să-l țină cât mai mult în viață, că este un om de mare valoare pentru cultura română. Caietele, după cum vă spuneam, sunt de o deosebită realizare din toate punctele de vedere. Dumnealui a intuit perfect. Se spune despre un critic literar că este cu atât mai valoros cu cât știe să-și aleagă obiectul studiului său. A intuit perfect valoarea și modernismul dadaiștilor, din care au descins marii poeți contemporani. Găsesc aici, în volumul acesta, unul dintre crezurile lor literare. Ne trebuie opere puternice, drepte, precise și pentru totdeauna neînțelese. Adică, sunt poftiți la acest festin oamenii deștepți, care știu despre ce este vorba. Vă invit să studiați cu atenție. Eu, de când am venit, domnul profesor mi-a tot promis că îmi dă, dar am studiat de la bibliotecă contribuția și am și scris în cărțile mele despre personalitatea dumnealui, atunci când m-am referit la activitatea și la personalitățile moineștene, am consacrat un paragraf destul de mare. Eu nu mă lungesc prea mult, închei cu un vers din Tristan Țăran, din poemul Rândunica Legumă, că domnul profesor se predă singur judecatei timpului, așa cum spunea Tristan Țăran, adică eu am convingerea că dumnealui a înscris orașul ăsta pe harta lumii. Prin contribuția deosebită, este și pasionat, este o mare pierdere pentru învățământul românesc, plecarea dumnealui de la catedră. Mi-amintesc că Petre Țuțea spunea, profesorul mi-ar fi plăcut, deși un mare filozof, spunea, mi-ar fi plăcut să fiu profesor, că profesorul este fabricant de oameni. Iată că domnul profesor Opciuc este în egală măsură fabricant de oameni. Eu sunt mărturie cu cele peste 50 de volume scrise până la ora actuală, dintre care unele sunt în limba franceză. Deci, iată o dovadă că domnul profesor și-a făcut foarte bine datoria la catedră. Având un deosebit simț al umorului, că l-am avut și diriginte, care este specific numai minților foarte ascuțite și foarte fine. Eu îl felicit și vă spun, mă rog la Dumnezeu să-i dea viață îndelungată, să poată să se ocupe în continuare de aceste caiete. Și îl mai felicit pentru acest monument superb, care atunci când am venit acasă și l-am văzut prima dată acolo, atât de mult mi-a plăcut și am rămas, uite, domnule, în oraș la mine ce a reușit să facă, au reușit molineștenii să facă un asemenea monument atât de frumos. Într-adevăr, orașul trăiește prin oamenii lui și prin domnul primar, care este tânăr și energic și deschis comunicării. Avem nevoie de asemenea oameni care să ducă țara prin cultură în Europa, nu prin alte subterfugii. Mulțumesc și încă o dată vă felicit, domnule profesor, și toate respectele mele. Da, mulțumesc și eu la fel. În legătură cu ce a spus domnia sa, adevărul este acesta, pe care trebuie să acceptez. În monumentul Dada, pe care Ingo Glass l-a proiectat, iar eu l-am realizat, n-am putut altceva decât să realizez și ne-am înțeles în chestiunea asta, așa, el l-a proiectat. Când a venit la București, prima dată cu cine s-a întâlnit? Cu prietenul său deosebit, regele Mihai. Așa. N-am mai venit la Mănânci cu regele Mihai, excelența s-a foarte ocupat. Eu am avut la pagina 709, găsiți în caietie, tot asta oră. Așa. Găsiți acolo, da? Sus, sus. Pagina 709. Ați găsit? Da. Ultima. Așa. Deci, umbrela era regele Mihai, probabil că ploua atunci la București, așa, Ingo Glass și în dreapta. Și în spate, el ne-a scris următorul lucru. Mulțumiri doamnei Robșuc și mie, așa, pentru ceea ce făcut. Aveți textul acolo, în memoria întâlnirii noastre pentru realizarea acestui bildec, acestui monument. Așa. Iar jos, pe Ingo Glass, vedeți, da? Cu pălăruța lui, neamț care râde mereu. Ați găsit în românește? Da. Am vrut să, în mod deosebit, să rămână acest lucru. Da. Bun, mulțumesc frumos. Poftiți, doamna profesor, care doriți? Alina, doreai? Da. Hai! Poștul dumneavoastră e de tot că a fost și da, a fost și diriginte și elevul banca a doua, da, oricum, la mine. Și mi-amintesc de orele din dirigenție în care, practic, discutam probleme de artă. Dumnealui ne introducea în cultura universală. Fără comunism. Bineînțeles, bineînțeles, dar noi sesizam chestia asta, pentru că deja... Doamna este italiană, poliție italiană, soțul este din când în când mai vine de acasă. Sesizam că e ceva care nu merge și eram sătui și de pregătirile pentru apărarea patriei. Domnul, hai să nu mai desprinde. Și domnul profesor a reușit foarte subtil să realizeze această... Intra în sintonie cu sufletele noastre. Da. Și ne-a călăuzit pașii, deschizându-ne calea spre cultură. Da. Eu ce aș vrea să spun, în primul rând, să exprim... Câteva role în italiană. Da, da, câteva cuvinte în italiană, după aceea le traduc în românește. O definiție, hai să zic, vă invit pe dumneavoastră să vă dați părerea despre dadaism. Secondo me, il dadaismo e come un diamante con mille sfaccettature, con miliardi e miliardi di soli, con miliardi e miliardi di stelle, con miliardi e miliardi di mondi. După mine, dadaismul este ca un diamant cu mii și mii de fațete, cu mii și mii de sori, cu mii și mii de universuri, cu mii și mii de stele. Continuând ideea doamnei profesoare de franceză, aș vrea să m-a impresionat foarte mult părerea personalității imense, domnul Michel Samuel, care s-a stins de puțin timp, și de afirmația pe care a făcut-o în anul 2011, spunând că domnul profesor Robșuc este reîncarnarea dadaismului în locul său de origine. O apreciere mai justă decât aceasta, nici nu știu dacă am găsit-o în toate publicațiile de rigoare. După mine, aceasta este definiția domnului Lăpciuc. O altă mare m-a impresionat, acum am să spicuiesc, din puținul timp pe care l-am avut să răsfoiesc mai mult de 700 de pagini, este o muncă imensă. Și am să spicuiesc ceea ce m-a impresionat și ceea ce ar fi ca o piatră de temelie pentru mișcarea avangardistă. De exemplu, m-a impresionat enorm de mult imaginea despre România, care și-a format o mare personalitate neo-avangardismă, care este Pierre Caminier, în care el dă o definiție, în maniera dada, a României. România geniu, România filosofie, România elegie, România tânără fată, România melancolie, România a doua patrie, România melancolie, România filosofie, România utopie. Bineînțeles că dumnealui am punctat și aspectele, hai să zicem, puțin mai negative, nu? Are manifestări spirituale românești. Acum se putea da. Vă prezentăm unul din foștii elevi ai Liceului din Gălești, profesor universitar la Iași, la Cluza și, bineînțeles, expert pe plan mondial. Este vorba de domnul profesor Sandu. Ce reprezentare că noi ne-am știut drumul lui, seara am sosit din Portugalia și am plecat dimineața, destul de dimineață, dar de la Târgu Frumos la Roma, vară la vară, aici la intrarea în Măinești la fel, am mai inculcat un pic sensul girator în Măinești. Și uite, am ajuns cu o întârziere. Noi avem două surprize mari. Deci, Radio Iași a ținut în direct cu noi. Eu am explicat la emisiunea de actualități de astăzi, chiar la ora asta, noi la 12, la 12 s-a pus, să vorbim despre Zilele Măineștiului. Și dacă se oferă cineva să ia legătura direct cu redactorul șef, doamna Vladu să ne spună, scurtă relatare despre ce faceți aici pentru emisiunea care este în direct. Dacă domnul Lăpciuc m-a refuzat că trebuie să aibă grijă de dumneavoastră. Sunt o foarte urmărită observată. Găsim momentul, da? Dar acum ați putea să rugați pe cineva să intre? Da, cine dorește. Așa, printre și... Hai, chiar vrei? Vrei cu nimeni? Vrei să vă văd. Da, domnul e de fapt. Da, sau domnul Nagiu. Mergem afară, că ați dat așa chiar tot. Deci prezentați programul. Sau domnul profesor Stilizător. Pentru emisiunea de la Radio Iași. Da, domnul profesor. Vreți să vorbiți? S-a găsit în locul de aici. Partea a doua, da? Nu. Aș vrea să știu câți dintre noi care suntem români, scuți aici, gândesc așa. Ca această imensă personalitate culturii mele. Un alt mare reprezentant, care este domnul Anil Arvi Bear, afirma că dadaismul permite subconștientului să exprime prin comunicare artistică fața ascunsă, refulată, cenzurată a spiritului. Arvi Bear afirma că un artist dadaist permite subconștientului să exprime prin comunicare artistică, așa, m-am repetat, mă scuzați. Dadaismul este, deci, expresia libertății spiritului, trecând peste rigorile impuse de societate peste legi, peste reguli, peste cenzuri. Este manifestarea libertății în stare absolută. Manifestarea libertății spiritului în stare absolută. O altă fațetă interesantă a dadaismului se manifestă și la domnul Ilarie, la domnul Roca, care într-unul din poemele sale, asemenea unui pictor exclusiv, unește elementele primordiale, pământ, apă, cer, aer, creând o funcțiune de imagini și stări sufletești într-o armonie perfectă. Iată o sublimă viziune paradiziacă. Pământul era ca o perlă pe mâinul unui copil. Grădini imense, stica oceanului. Cerul din prejur este ca pământul. Mii de flori strălucesc. Sferă a celor patru autimpi. O altă personalitate ar fi și Günter Berghaus, care, versurile căruia le-am găsit într-o publicație italiană și care spun așa: pășește în calmul morții albe, eu sunt deja un fulg, chitara a obosit, dar voi nu ascultați și cântecul moare. La ultimul descântec al lunii, izvorăști din mijlocul pieptului cură și palpitare. Da, da, exact. 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 Și încă ceva, ca încheiere, când îmi pare rău că nu pot să abordez toate capitolele așa cum ar trebui, ar fi normal. Ce mai impresionat este pictorul Adrian Pic, născut în Moinești și care este spaniol. Este feblețea mea de cum i-am văzut creațiile. Și aș vrea să spun că dumnealui, ca avantgardist, prin simplitatea lui, el combină linii și forme și prin simplitatea lui ne poartă cu gândul la creație, în starea primordială și în evoluția. De exemplu, ia uitați-vă la pagina 494, la tablou etat primer, ca să fac așa ca o cronologie din punct de vedere al genezii. Eu am pus etat primer, în 1966. Vedeți? Aceasta mă duce cu gândul la creație. Dacă ne amintim, în textele biblice ale Vechiului Testament, se spune în Geneză că Dumnezeu a spus: am poruncit întunericului să lase lumina să iasă. În momentul acela au apărut două puncte. Aceste două puncte sau două puncte, uitați-le aici. Și la lumea lui, da? Dar eu le-am pus asta. Păi, articolul meu. Da, da, da. Deci domnul Ropciuc a știut să selecteze foarte bine reprezentanții cei mai de seamă ai neoavantgardismului. Și sunt mândră că Adrian Pic este moineștean. Și duce mai departe pe planul picturii, nu pe planul picturii, planul picturii, ceea ce a început Cristanța pe planul. O a doua lucrare, care este continuarea primei, uitați-vă la compoziție, din anul 1968, ia uitați-vă foarte bine, el premeditează cu 20 de ani înainte, acela este de fapt fotografia de demnul. Da? Deci asta ar fi, de acum, asta este creația primordială, cele două puncte, da, care așa cum spun textele antice s-au întâlnit și au fuzonat. Și apoi începe creația complexă, da? Pentru că noi suntem surâsul lui Dumnezeu, da? Iar filozofiile asiatice cunosc foarte bine acesta, mare adevăr. Uitați-vă foarte bine, este de fapt anticiparea fotografiei ADN-ului. Da, cu 20 de ani înainte de a se fi fotografiat ADN-ul. Iar jos, de desubt, ce vedem? Vedem principiul la fel, principiul dualist al materiei, valorificat de el din filozofia asiatică. Ia uitați-vă, elementele yin și yang, partea pozitivă și negativă a materiei, formând un tot unitar. Atât am avut de spus, îmi pare rău că sunt, dar oricum Adrian Pi m-a impresionat în deosebit. Da. Și îmi pare rău că pe plan muzical, acum mai rămâne să realizăm și pe plan muzical. Știu că este un pian, dacă este bine acordat, are o rezonanță foarte bună. Am să invit pe cineva care se pricepe cât de cât la muzică, adică să transpună. Da. Să transpună aceste partituri, da? Și probabil un profesor universitar de la Academia de Muzică din Florența, dar să vedem, no, acestea sunt... Și un profesor universitar și din București, da. Sau din Cluj, da? De acord? Da. Cluj e Spania. Da. Cum faci treaba asta, da? Mulțumim. Doamna Cristina, Parcroiasă, să ne onorați. Dumneavoastră ne onorați pe noi. Eu ce să spun, mulțumesc lui Dumnezeu că... Am avut prilejul să stau în preajma unui asemenea mare profesor, să mă pot numi colega dumneavoastră, să-i spun ce mare pierdere este pentru liceul din Moinești, pe care a dumnealui, cât de mult îi simt lipsa și elevii și anumiți profesori. Nu mai spun de golul pe care l-a lăsat așa în toate întreprinderile mele extradidactice, mai ales cele legate de Tristan Tzara, pe care le-am împărțit cu domnul profesor Opciuc și care mi-au umplut sufletul și m-au îmbogățit, ajutându-mă să-mi completez cultura clasică, în care să spunem că m-am format ca profesor de latină și de greacă veche, cu un aspect al culturii pe care nu bănuiam că vreodată că o să-l pot înțelege și că o să mi-l pot apropia și că o să-mi poată și plăcea în cele din urmă în momentul în care l-am înțeles. Deci, meritul domnului profesor Opciuc este că așa a picurat cu lingurița, că m-a solicitat tot timpul să-i fiu alături în tot ceea ce încercam să realizăm cu elevii noștri din liceu. Pornind de la versurile lui Tristan Tzara, care constituiau o noutate absolută în anii 90 și 91 pentru noi toți, nu mai vorbesc de elevi, am fost nevoită cu acel prilej să le explic mai întâi versurile, să încercăm să facem analiză de text, să ne uluim în fața metaforelor lui Tristan Tzara, care aparent în primul moment ne șocau, după care în momentul în care încercam să le adâncim, ne revelau profunzimea de spirit a curentului Dada și a lui Tristan Tzara, a spiritului său iconoclast. Ce să spun, plecând mai departe sau continuând aceste, eu știu, recitaluri de versuri pe care le rosteam cu elevii noștri și în română și în franceză, eu asiguram partea de limbă română, domnul profesor partea de limbă franceză, am avut ca, eu știu, spectatori, am avut onoarea să cunoaștem în anii 91 și 2 și 3 și în anii 90, așa, personalități dintre cele mai mari din România. Atunci l-am cunoscut pe președintele Academiei de Francofonie, Constantin Crișan, care din păcate nu mai este, care și de ale cărui să zicem, aprecieri extraordinare sau curat elevii noștri și noi, cei care pregăteam asemenea momente. Atunci venea în oraș redactorul revistei Secolul 20, Geo Șervan. Atunci veneau critici de artă dintre cei mai mari din țară, Radu Negru, Dan Hăulică, Ruxandra Garofeanu. Nici nu mai spun de mari profesori universitari, Radu Bogdan. Nu mai spun de profesorii Alexandru Firu, Constantin Ciopraga, Alexandru Husar. Toate aceste personalități au fost oaspeții noștri și ne-au onorat cu prezența, munca noastră artistică și, mă rog, intelectuală. Mergând mai departe, a venit momentul în care domnul profesor Opciuc a tradus pentru prima dată în limba română Teatrul lui Tristan Țara, despre care nimeni nu știa nimic. Deci, în premieră absolută, fragmente întregi din piesele lui Tristan Țara, Cap sau Pajură, Batista din Nord, nici nu vin în minte toate, domnule profesor, vă rog să mă mai